dintre cele mai importante noutăți legislative pe tema sponsorizărilor de către companii în limita a 20% din impozitul pe profit sau pe venit o reprezintă apariția formularului 177. Dacă în anul 2021 compania nu a făcut sponsorizări sau a făcut dar nu a atins plafonul maxim stabilit de lege, ei bine, 20% din impozitul pe venit sau pe profit, dar nu mai mult de 0,75% din cifra de afaceri. Anul acesta poate folosi formularul 177 pentru a cere ANAF să redirecționeze în numele său suma nealocată către un ONG. Și sunt multe ONG-uri și fundații care activează în sănătate și care pentru orice sumă venită din sponsorizare contează și, bineînțeles, e foarte important să facem și fapte bune și să ajutăm la susținerea unor bolnavi care altfel nu ar avea șansa să beneficieze de servicii medicale de calitate. Cristina Mateoiu reprezintă o astfel de fundație care numai anul acesta a ajutat peste 5.000 de pacienți români care fac parte din categorii vulnerabile, dar și peste 2.000 de refugiați ucraineni, pacienți adulți și copii. Aș vrea să vorbim despre câți bani ați cheltuit sau a cheltuit fundația pe care o reprezentați pentru a trata toți acești pacienți, și mă refer și la români, dar și la refugiații ucraineni. Fundația noastră cheltuiește în fiecare an peste un milion de euro pentru a susține programele medicale pe care, pe care le susținem de peste 11 ani. Iată, avem până în acest moment peste 12.000 de pacienți adulți fără venituri și fără asigurări pe care fundația noastră i-a tratat în acest răstimp. Iar anul acesta am luat, așa cum bine ai spus, am luat în grijă și uh, câteva mii deja de pacienți ucrainieni care sunt cazați în centrele din, uh, din București și din împrejurimi. Mulți dintre ei deja au tranzitat România, a fost o perioadă fierbinte, în martie-aprilie și am continuat să, să îi ajutăm. Evident, anul acesta sumele sunt, au depășit cu mult valorile din anii anteriori, pentru că, în mod special, pentru pacienții ucrainieni, am înființat și o divizie medicală mobilă, formată din medici ucrainieni care lucrează în tandem cu medici români. Și în felul acesta am reușit să oferim undeva la peste 3.000 de servicii medicale gratuite Pacienților ucraineni, din care circa 45% sunt copii. Dacă ar fi să ne referim la banii strânși din sponsorizări, tocmai pentru a vedea și oamenii cât de important este să susținem ONG-urile și să facem donații, câți bani provin din donații și sponsorizări? În cazul nostru al Fundației da. sau în general în sistem? Fundația noastră în jur de 70% se susține din, din donații și sponsorizări. Avem sigur și competențe de a ne autofinanța parțial, pentru că avem competențe medicale pe care le și punem la lucru cu plată. Dar marea majoritatea banilor vin în continuare din donații și sponsorizări, un domeniu care a fost foarte afectat de la începutul pandemiei și până acum. Anul acesta am avut o nouă provocare în această zonă, deoarece entuziasmul românilor la începutul războiului, așa cum știm, a fost extrem de mare și cele mai multe fonduri s-au îndreptat foarte repede spre susținerea refugiaților din România sau chiar din Ucraina. Afectați de război, astfel încât uh, marea majoritate a ONG-urilor care lucrează în orice domeniu, nu doar al sănătății, dar lucrează cu pacienți români, au fost afectate. Și noi, pe programele noastre legate de pacienții români, am fost foarte afectați și am făcut din nou uh, 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 gherilă, așa cum facem de fiecare dată când suntem în astfel de situații. Așa că sperăm din suflet că această nouă, nu lege, această ordonanță, ordonanța 1679 din 20 septembrie anul acesta, să schimbe, eu cred, aproape fundamental sau într-un mod extrem de drastic poziția ONG-urilor și capacitatea lor de a susține programele medicale dedicate a românilor. Înainte de a vorbi despre această ordonanță și felul în care modifică, practic, aduce o nouă paradigmă, aș vrea să vă întreb: în sistem câți bani intră din sponsorizări? În sistemul național? Da. Nu am această informație și nu aș vrea să speculez pe tema ei. Ce știu, însă, aproape cu siguranță, este faptul că cei mai mari contribuabili, de deci cei care ar putea să contribuie cel mai mult și să beneficieze de această oportunitate legală a sponsorizării în limita a 20% din impostul pe profit, fiind companii multinaționale nu prea folosesc sau nu prea au folosit niciodată această facilitate. Și asta privează, să spunem, sistemul sectorului ONG-urilor de probabil câteva sute de milioane de euro în fiecare an. Revenind la această schimbare de paradigmă conform ordinului numărul 1679 pe 2022, adică chiar din acest an, mai precis din septembrie. Ce modificări înseamnă odată cu acest ordin? Nu, este, nu modifică nimic, ci aduce ceva în plus acest ordin. Și anume creează posibilitatea tuturor companiilor care nu au folosit plafonul legal de 20% sau 0,75% din cifra de afaceri în cursul exercițiului fiscal 2021, să-și exercite acum, după închiderea exercițiului fiscal, opțiunea de a redirecționa până în limita a 20% printr-un mecanism extrem de simplu. Tot ce trebuie să facă este să se uite încă o dată, din punct de vedere contabil, la sumele pe care ar fi putut să le distribuie și nu l au distribuit, să completeze formularul 177 cu suma respectivă pe care o pot împărți la unul sau mai multe ONG-uri. Și ce trebuie să mai facă, încă un pas intermediar, este să semneze cât un contract de sponsorizare cu acele ONG-uri, deoarece. Numărul de înregistrare al contractului de sponsorizare trebuie trecut pe formularul 177. Din acel moment, ANAF va ține cont de opțiunea contribuabilului și, în termen de 45 de zile, va distribui sumele ordonate către, către ONG-urile menționate în formular. Asta înseamnă că acei bani nu vor merge nu știm unde, la stat, undeva, ci vor merge direcționat către o fundație sau un ONG pe care îl alege compania, corect? Da, practic acei bani deja se află în posesia statului i-au fost achitați ca și impozit pe profit dar -au pop... sperăm că nu, nu vor face decât să poposească un termen scurt acolo și în termen de 45 de zile de la depunerea formularului vor ajunge în conturile ONG-urilor menționate e foarte, foarte important de înțeles că odată Utilizată această opțiune, compania nu, mai, nu, are, nu este afectată din punct de vedere contabil absolut deloc. Deci ebita marilor corporații nu este deloc afectată, deoarece procesul fiscal s-a încheiat. Compania și-a plătit impozitul pe profit, contabilitatea este încheiată. Iar din acest moment toată lumea cunoaște formularul 230 și cum funcționează. Este, simt eu, ceva similar cu formularul 230, dar pe care îl completează persoana fizică. De data aceasta o va face contribuabilul. Iar ce e iarăși important de este că cele mai multe companii vor putea face acest lucru doar până pe 25 decembrie, deoarece 25 iunie a fost termenul de încheiere a exercițiului fiscal 2021 pentru cele mai multe companii și au termen de șase luni să facă acest lucru. Deci oricând, de astăzi sau de la, din 22 septembrie de când s-a dat ordonanța, până pe 25 decembrie, foarte mulți bani pot fi puși la lucru imediat de către ONG-uri. Ce înseamnă pentru ONG această schimbare de paradigmă? În primul rând, că sperăm să dureze și să se mențină an de an, să nu fie doar un eveniment oportunistic și unic, și noi sperăm că așa va fi. Și cred că pentru foarte multe ONG-uri s-ar putea să fie momentul de a pune în aplicare multe din proiectele la care visam și visau și care astăzi pot să devină realitate dacă într-adevăr corporațiile vor face această mișcare, pentru că se vor mobiliza foarte fonduri semnificative, credem noi, cu care se poate face foarte mult bine la firul ierbii, așa cum facem noi ONG-urile. Punctual pentru fundație, ați putea să ne dați un exemplu ce ar însemna dacă se va folosi acest ordin așa cum trebuie? În primul rând, că vom putea continua, sperăm noi, toate programele noi pe care le-am început, inclusiv cele pentru refugiați, pentru că, din punctul nostru de vedere, orice ființă umană are nevoie de susținere atunci când este prăbușită, și vorbim de oameni care trec prin clipe groaznice, ori competența noastră este una care ne ajută să-i ajutăm. Însă ne dorim să putem să facem acest lucru și pentru cât mai mulți pacienți români, să putem să angajăm medici. Noi lucrăm de mulți ani de zile cu medici care voluntariază destul de mult. Asta înseamnă că ne limităm opțiunile, ne limităm capacitatea de ajutor, deci sperăm să putem să avem suficiente fonduri cât să putem dezvolta serviciile pentru pacienții români. Și mai avem și noi un vis, dacă tot vorbim despre vise pe care sperăm să-l punem în mișcare, să devină realitate, și anume să înființăm o divizie de îngrijiri medicale la domiciliu pentru pacienții defavorizați, însă un proiect antreprenorial, sperăm noi, în care pacienții care pot să plătească să plătească, cei care nu pot să plătească să fie susținuți de către fundație, să facem acest lucru întâi în București și dacă ne pricepem și demonstrăm că putem să o, întine, să, să o facem la nivel național. Pentru că este o mare, știm cu toții, câtă nevoie e de îngrijiri la domiciliu, în special pentru categoriile de pacienți defavorizați.